Când vezi asta cu Dragnea și DNA, îți vine să zici ceva de genul: bă, știți ce? Faceți, mă, ce vreți voi. Da, înțeleg, am vrut sânge, am vrut demență, cătușe, oh, da, am primit. Acum cred că vrem doar justiție. Puteți să ne dați asta? Iar la DNA nu cred că e nevoie de spectacolul ăsta. Acești parlamentari penibili de la PSD care vin să-l susțină pe Dragnea, auzi? Cum, mă, băieți, să-l susțineți? Cum? Plânge sau ce? Și apoi spectacolul cu oamenii aia care se încairă acolo. Ce e asta? Vă spun, cred că nu ne dăm seama de penibilul în care ne aflăm. Să sperăm că nu vor fi incidente, să sperăm că totul se va derula civilizat și vrem să vedem concret ce anume declarații va face Liviu Dragnea la momentul prezenței sale la DNA. Fac aici o paranteză. Știți care mi se pare marele argument împotriva lui Dragnea legat de prostia asta cu statul paralel? Tocmai faptul că după atâția ani de furat ca în Codru, nu există niște dosare grele, cu dovezi, cu tot ce trebuie, împotriva celor care au siluit bugetele acestei țări timp de aproape 30 de ani. După 25 de ani de baroniadă sălbatică în țara asta, tot ce pot produce procurorii, deci statul paralel, judecătorii trimit înapoi pentru că fapta nu există sau probele sunt măsluite, inventate, ilegale. Pentru mine asta înseamnă că nu există niciun stat paralel. Există doar două tabere care s-au certat pe cașcaval și se au cumva la mână una pe alta. Mă rog, aveți grijă la cap. Nu vă împingeți! Ce spectacol e ăsta? Cum naiba într-o țară în care tot fac ăștia gargară cu statul de drept de dimineața până seara, te pretezi la acest spectacol ieftin? Cheamă-l, mă, în curte cu mașina, îi comunici ce ai să-i comunici și pa-pa. A, vreți cu televiziuni, cu țipete, cu urlete? Atunci să știți că e absolut jenant acest spectacol. Tot ce contează e să faceți un dosar beton și acest dosar să ajungă repede în instanță. O să faceți asta? Vom vedea. Eu nu mai cred. Mulți dintre cei în jurul cărora ați organizat, da, ați organizat spectacol de ăsta ieftin, v-au dat peste bot. Au arătat că sunteți incapabili. Veniți la Direcția Națională Anticorupție astăzi? O să merg ca să iau în primire sechestru. Urmează probabil și sechestru pe viață. E da, domne, e normal să fii o țintă ca mare condamnat șef de partid. Și când tăiai porci cu prietenii tăi din SRI și DNA, ar fi trebuit să știi că veți ajunge și la asta. Pentru că voi ăștia care ne conduceți de aproape 3 decenii, așa faceți. Vă mozoliți, apoi vă certați pe cașcaval. Mă, nu știu voi, dar eu m-am săturat de spectacolul ăsta penibil în care Dragnea luptă pentru democrație și Chioveși și pentru justiție, ca după aia să afli că au rost la același șorici.